De ce este doar microfonul? Auzi? Deschide și tu laptopul. Mouse poți să-l aduci. Să văd. Sunt sau nu sunt, că nu înțeleg. Live. Îmi zice că merge doar microfonul, nu înțeleg de ce. Așa. Sunt live și se vede și Ești asta? live, da. Se vede și asta? Nu știu, acum intru. Da, nu. Nu mi se vede ecranul, de ce? Da, nu. Nu mi se vede ecranul, de ce? Settings. Ciudat. Știe cineva? Salut, Kingule. Știe cineva de ce nu vrea să-mi arate Ciudat. Știe ecranul? cineva? Salut, Kingule. Știe cineva de ce nu vrea să-mi arate Salut, Sebi. ecranul? Salut, Sebi. Băi, deci nu înțeleg care e problema. Aha, se vede, mă, gata. Hai, mă, că-i bine, mă. Nu înțeleg de ce nu mi-arăta, efectiv. Nu mi-arăta desktop-ul la început când am intrat. Băi, fraților, dacă tot sunteți aici, mă bucur să ne revedem. 6 persoane vizionează acum. Ziceți și voi un salut acolo, ceva, ceilalți 4. Așa. Ce facem? O carieră nouă de manager, da? Salut, Beluga! Să downloadăm latest transfer sau ce să astea, squads, bla bla bla. Și să decidem echipa din România, am decis eu din Liga 1, cu care facem o carieră. Și mergem cu ea către cupele europene, încercând, bineînțeles, să ne calificăm pe rând în Europa League, Conference League, în Europa League și în Champions League și, de ce nu, să le câștigăm și pe toate? Nu. Rapid, FCSB și Dinamo am hotărât, din păcate, nu. Echipe doar din josul clasamentului. Despre asta vorbim, chiar mă gândeam la una dintre cele 3 promovate, dar nici CFR. Una din cele 3 promovate, dar nu vreau să am, nu știu, din astea cu Dinamo, cu toate astea. Nu, mă, nu, o să iau cea mai slabă echipă, da. Să iau o echipă mai slăbuță, nu bună. Exact, o iau pe Poli Iași. E cea mai slabă echipă din Liga 1 în acest moment, din câte știu. Și cred că și la FIFA. Haideți să creăm un manager nou. Nu, cu Dinamo intrăm în conflict, că sunt unii care nu sunt dinamoviști, Sebi. Înțelegi? Polia și luăm Polia și încercăm să ajungem, îl luăm pe ăsta. Așa, și îi punem aici numele Will Future. Will Future, pentru cine știe puțin engleză, e mișto. Analogia, ca să zic așa. Don. Băi, Don, unde? N-am, păi, ce, că, a, options, ok, credeam că este un, da, e pe PS4, nu mi-am luat PS5, pentru că iese PS5 Pro, nu știu de care, la anul și n-are rost, frate. Da, PS4, frate,
Pentru că nu merita să investesc în asta atât de mult. În PS4 acum, în momentul acesta. În PS5, pardon, nu știu ce dracu am. Will Future va fi noul nostru antrenor. Îl lăsăm așa, n-are rost să ne complicăm, că putem să-l edităm oricând vrem noi. Și luăm un club autentic, nu? N-are rost să bag bani, frate, într-un PS5, să dau bani acum 3000 de lei și toate cele, eu am câștigat 8 dolari de când fac YouTube. Bine, am avut o pauză mare, dacă ai idee. Și nu prea rezonează câștigul din YouTube cu ceea ce trebuie să investezi. Bine, fără investiție nu poți, dar și PS4 ăsta tot o investiție este și toate alea. Luăm un club autentic, da? Bine. Luăm de acolo, de la moldoveanul King. Și luăm pe Poliaș, bineînțeles. Ia să vedem. Ia uite, bă, o stea jumate și am văzut una care are stea. Sau am greșit eu? O stea jumate. O stea, Oțelul Galați. Băi, ești nebun. Transfer budget 1.995.000 și clubul 2.400.000 aproape. Ăsta 1.700.000. Păi cum ăsta are 1.000.000? Pardon, asta e de o stea jumate și asta e de o stea. Ca ce? Pă bune, eu nu înțeleg treaba asta. Ai vrea să zici Oțelul? Vrei Oțelul, mă? Unde scrie? Că nu văd. Unde e Oțelul? A, vrei o echipă mai slăbuță, dar vrei Oțelul? Da. Ok, vrei să luăm Oțelul? Nu știu, mi se pare că mi-e rușine să mă bag peste Dorinel Munteanu și are și un buget mare, dacă te uiți așa. Păi e Oțelul Galați, frate, e nasoală. Ia fii atent, să ne mai uităm așa și noi așa un pic cât de cât pe toate astea. Și nu știu, la Polia și mi-a plăcut că parcă au un lot destul de numeric, adică bani puțin contra lotului și putem să vindem jucători ca să luăm niște români. M-am gândit eu să resetez echipa cu români, să o revitalizez cu români. Și să ajungem cu românii noștri, cu Ionuț Radu, cu Radu Fundașu, cu Burcă, dacă o mai trăi până ajungem noi să câștigăm campionatul, cu toți ăștia, Nedălcearu și toți ăștia, să fie cei mai buni români la noi, să vină toți, și Ionuț Radu de la Bornemut, să vină și ăla altul de la, de unde este, la Genoa acum, șmecheri de ăștia, dar bine, n-avem bani acum, așa că ne vom axa pe de ăștia de la Dinamo, de la Rapid, de... N-avem, știi? Toată lumea e de acord cu Poli, eu zic că Poli este o echipă care merită un pic de atenție, e de o stea, e mișto, nu ne trebuie bugete mari ca să... Na, luăm FCSB. Păi cu FCSB joacă oricine, mă, și cu Barcelona și cu Real. Poliaș? Poliaș, băi, eu aș lua Poliaș. De ce? Pentru că, nu știu, mie și aia, nu prea-mi place mie Oțelul. Sincer să fiu. Care este, care te uiți, mă, pe transfer? Ia stai, mă, că mă uit eu pe Transfermarkt să văd care este cea mai Super Liga Transfermarkt. Să vedem care e cea mai joasă, cea mai puțină, cea mai puțin valoroasă, când mai nimeresc, echipă din Liga 1. Chiar sunt curios. Haide, măi, Transfermarkt. Nu mai merge Transfermarktul. 5 persoane vizionează acum. Bine ați venit, fraților. Este, pentru cine nu știe, FIFA 24. Nu vrea să meargă Transfermarktul. Haide, Transfermarktule, nu înțeleg de ce nu mergi. Tot Liga 1 mi-a dat, mă, bă. Mi-a dat tot link-ul de Liga 1. Eu vreau să intru doar pe Transfermarkt ca să mă duc pe unul, care are niște erori, uneori este foarte, foarte încărcat.
Și până nu te duci pe Transfermarkt și astea, e nasol. Poli? Așa zic și eu că poli e, dar haide să vedem. E, și nu vrea să meargă la Superliga, mă. Și nici cu telefon nu pot să mă uit, că începe să facă microfonie cu tare, cu ăsta, cu... microfonul ăsta, nu înțeleg. Bă, bă, ce are mă ăsta cu mine, mă? Poli. Ia să vedem. Nici așa. Nu vrea să meargă. Incredibil. Eu cred că Poli este cea mai slabă echipă, sincer. Așa arată și pe aici, dar... Bad Getaway, bravo, mă. Mulțumesc Transfermarkt. Ia să vedem. Oțelul. Ia să vezi că acum după ce am scris oțelul pe Transfermarkt, o să meargă Transfermarkt. Sau nu? Depinde. Nu vreau să meargă, nu pot să înțeleg. Voi puteți să intrați? Știți de ce vreau să intru? Pentru că nu contează doar că echipa valorează 4 milioane, ci este și o chestie din asta. O să fiu, sper să nu se audă microfonia. Intru pe telefon că nu înțeleg de pe laptop de ce nu merge. Da, am oprit că mă concentrez aici să caut pe Transfermarkt. Ideea este că pe jucător să face o medie, de exemplu, o echipă valorează 2 milioane, dar de fapt are 40 de jucători, iar cealaltă valorează 1.800.000, dar are doar 20 de jucători, deci valoarea medie individuală este mult mai mare la... Dar nu vrea Transfermarktul să meargă. Bă, și bui, deci nu mai știu care este, mă. Nu înțeleg de ce nu merge. Nu vreau, mă, fraților, să mai meargă Transfermarkt. Eu zic să luăm Poliaș, că sigur ăștia au, nu știu câți jucători au. Ia să vedem pe Flescor, au jucători. Dar e greu până se aude cu microfonie, cu din alea, mulțumesc pentru like-uri. Poli ți-a arătat că valorează cel mai puțin, ca lot. Dar câți jucători are Poli și câți jucători are Galați? Asta mă interesează. Ia, Poliaș, conform Flescor, mă uit eu, pentru că nu merge Transfermarkt-ul. Nu înțeleg. 4 portari, vreo 10 fundași, că nu dau ăștia numărul de jucători. 4 atacanți, vreo 20 de... la poli. Adică valoarea pe... mă mai auziți? E totul ok? Valoarea pe individual cred că este mult mai mică la... Cum îi zicem, la poliași. Bă, dar voi nu mă mai auziți, mă, nu mai comentează nimeni? Că nu înțelegă. Și ce are Transfermarktul ăsta? Eu abia... Salut, salut, Fabian. Mersi. Ia mă să vedem, eu abia am ajuns acasă, de asta sunt așa de dezorientat. Am fost toată ziua plecat și am încercat și am intrat cât de repede am putut. Futu-s Transfermarktul, mătii să-s fut, nu vrea mă. Și mă ține în loc, o luăm pe Poliaș. Nu știu de ce nu vrea la mine aici să meargă pe Transfermarkt. Chiar nu pot să înțeleg.
Luăm poliaș, da? Gata, mă. Numai puțin să dau și eu telefonul de aici să nu cumva să întâmpinăm probleme din alea de microfonie, că nu înțeleg care este faza. Așa, trebuie să stau cu telefonul în cealaltă cameră sau în fundul curții, dar eu n-am curte aici, că sunt la bloc, știți? Da, că să facem microfonie. Bun. Home Stadium. Ar trebui să-i facem și noi locurile toate astea, să le facem albastre, nu? Repede, repede. Ia uite, albastru, bam. Sau dăm cu alb așa, și albastru pe situri, pale. Da, mă, da. Ce s-a întâmplat? A? Siți color, ok. Albastru. Nu? Bun. Așa, alb-albastru să fie. Lăsăm cășile alea de acolo. N-are vreun stadion cine știe ce ăsta poliașul, nu? Îl lăsăm pe ăsta, gen, zici că e Botoșani? Sau luăm ceva mai frumos? Până la urmă, pe astea putem să le schimbăm, nu? Nici nu știu, au acoperiș ăștia de la poliaș la stadion? Știe cineva? Kingulei, viitorul alunici. Ai fost, mă, pe stadion la Poliaș? Are acoperiș sau n-are? Cătălin, și astea sunt sătul, sincer să fiu. Moulton Road, Crown Lane. Nu au acoperiș. Dacă nu au acoperiș, și atunci rămâne Europarcul. Au pistă de alergare, parcă, nu? Ok, dacă au pistă de alergare, atunci pe ăsta îl lăsăm. RBV zice că are acoperiș. Nu cred, mă, că are acoperiș poliașul, mă. Și dacă are, uite, avem și noi în dreapta, acolo. Gata, mă, rămâne așa, nu mai stăm la discuții. Îl schimbăm noi, pe urmă, la anul. Ce-am făcut, mă? Am ieșit din greșeală. Repede facem din nou. Home Stadium, ăsta a rămas și cu albastru și cu toate alea, bun, advance, options. Așa, 4 minute, n-am jucat niciun joc, nu știu ce fel de world class, bă, world class, mă? Las world class, mă, nici nu cunosc. Ah, ci că sunt expert la fotbal club, n-am jucat niciodată. Conduce poliaș pe voluntari, nu, bă, asta nu vine să cred, sincer. Lăsăm astea așa, mă? Da, mă, le lăsăm așa. Toate. Așa cum sunt. Sau facem repriza de 3 minute. Facem repriza de 3 minute ca să nu luăm prea multe goluri. N-am jucat. E prima oară acum. Am intrat și eu cu voi, da? Deci, efectiv, sunt cu voi aici. Bă, da, pe mine mă amuză cel mai mult Alex King, frate. Tot timpul zice, abia aștept următorul live, intră, pune două, trei întrebări, după care dispare, nu mai este pe live. E fantastic. Haide, mă, cât durează? Create a new career, punem aici. Bă, de ce nu-mi ștergi pe toată deodată, mă? Ia, R3? Nu. R3, ia. A, cu R3, cu pălăria, frate, șterge tot deodată, să țineți minte. Și punem aici cariera Poli. Și atât. Ca să nu ne mai complicăm. Și s-ar putea pe viitor să mai creăm câte ceva. A warm welcome to you all. Wow, Without further delay, we're future. pleased to introduce A the new venit manager of viitorul the la club. echipă, bă. M-auziți bine? Foarte bine, mă, îmi place ea și oricum îmi place dacă joc eu cu ei. Welcome to the club! Recomandă ca să facem tactical viziunea și toate astea. Le facem și noi, nu? Doar nu suntem fraieri. Ok, ce e asta? Standard, ce e? Select tactical vision. Wing play. Pe defensivă sau pe ce e asta, frate? A, ofensivă? Offensive tactics? Ok, hai
Haideți să vedem despre ce este vorba. Echipa ta găsește o balanță în timpul meciului și se focusează pe o formă care poate să ajute defensiva să fie tare, să fie foarte tare, în timp ce se poate oferi o soluție pentru atacanți, zice. Tiki-taka, ce ai, cine joacă tiki-taka, mă? Wing play ăsta. Eu așa joc pe centrări, eu asta știu, cred că toți facem asta. Cred că toți suntem pe wing play ofensiv. Bun. Tiki-taka. De unde știi de tiki-taka, mă? Ți-ai luat ăsta? Ți l-ai precomandat? Așa. Ia să vedem ce zice aici. You look to employ a possession based by style. Oh, da. Bă! Mie oricum îmi place posesia. Și l-ai jucat deja, mă, Sebi? Bravo, fratele meu. Băi. E... nu știu cum să spun. Tiki-taka îmi place. E și slow build-up, dacă vedeți. Mamă. Da, mă, tiki-taka, mă, kiki-kaka. Tiki-taka, bun. Staff capacity, hai să vedem. Și ți-ai luat 4-5 antrenori de ea, mă? Bravo, mă, Sebi. Așa, bun. Plus 1, bla, bla, bla. Ce treacu zice aici, nu știu, în fine. Dacă stăm, ia să vedem. A, să angajăm încă un antrenor. Văd. Da, hire coach. E mișto jocul, oarecum updatat. Bă, dar Polia și are buget? Are 32.000. E bine, eu zic că ne permitem unul să aibă vreo 2 stele peste tot. Nu există niciun echilibrat. Nasol, nasol. 3-2-1-1, nu, bă, nu. 2-2-2-2 măcar. Ca să facem și noi ceva. Nu mai dezechilibrați mental pe aici. Aolo. Eduardinu, dar de unde, mamă? 7.000, să-i dăm 7.000 lui Eduardinu? Bă, frate. Da, bine, și după ceea ce se face din Poliaș, noi trebuie să mai luăm jucători, sunt sigur acum la început. Nu știu. Nu știu. 3-3-3-2, ăsta e, mă. Marius Hila. Nu? E perfect. 3 pe atac, 3 la mijloc, 3 defensivă, are și pe golchiporeală, e genial. Oricum, pe golchiporeală avem pe lung în poartă, dacă nu, îl luăm și noi, sau poate cine știe, vedem. Dar lung pentru început. Are același overall ca și Radu, mă, fraților, de la Bournemouth, sunteți nebun la capul lung. Păi, de ce să-i dau lui ăla 150.000 de euro sau de lire pe lună? Aolo, ăsta era doar pentru atac, mă? Mamă, păi dacă știam, îl luam pe... unde să-l pun eu? A, unde să-l pun? Unde se potrivește el cel mai bine? Păi ce să zic, mă, eu știu. Trebuia să spun și eu, să știu și eu dacă a fost atacat mijlocaș, fundaș, dacă a jucat un transfer. Bani sau Vordușan. Bă, să vedem ce over au și toate alea. Effects on the pitch, tactical vision impact. Bă, multe, mă, multe. Astea cred că o să le învățăm pe parcurs, că n-avem cum să le învățăm pe toate așa. Și cât ai stat, mă, Sebi, pe ăsta? Ai stat vreo 12 ore până acum, mă? L-ai luat azi noapte? Sau când, alaltă noapte? Ieri noapte? L-ai luat de la 12 și ai stat pe el? Ia să vedem ce zice pe aici. Iacob Voituz, ce-i cu el? Mi-l prezintă. E novice și toate cele. Player impact. Și Gheorghiță, Andrei Gheorghiță, care mi se pare esențial. Luis Felipe e străin, eu aș vrea să scap de el. L-ai luat noaptea, mă, și ai stat până acum. Pe el. Da. Nu e zombie? Sunt sigur că ai stat toată noaptea. Ăsta ce e, mă, dă? E CDM. Păi, bă, păi și ce, mă lași să-mi fac sau nu?
Ce se face aici? Că nu înțeleg ce se face aici. Da. A juca un 4-2-3-1 dacă tot este... Ce e asta, mă, nene? Bă, eu nu înțeleg ce e asta, mă. Ce se face aici? Selectezi pe cineva? Să ce? Mi-a dat echipa și cum trec mai departe, două dracu de echipă. O fac eu. Mie îmi plăcea de ispasă la de la... Chindi... Nu de la Chindia. Unde jucam? La Chindia a jucat, cred că, alături de Ilie. Nu, a jucat la Ucluj anul trecut, alături de Ilie. Martache de la Chindia. Da. Și cum dracu trec de chestia asta? Ce trebuie să fac? Ispas, mă, să selectez pe ispas. Ce să fac acum? Du-te, dracu, de aici. Da, hai să mai angajăm niște jucători. Niște antrenori. Vreau și de atac și... O să iau tot echilibrat așa, sau... Nici nu știu. Da, uite, mai avem doar 28 de mii. Aolo. Aolo. Luăm și aici, am să se completeze, să comunice cu ăla, că face cu 200 lei din apărare, dar nu știu ce să zic. Și am să iau pentru ăsta, portar. Luăm ceva ca lume. 3 stele oricum are ăla, n-are rost să mai luăm de 3 stele. Ia uite, mamă, și ăsta e blană la mijloc, unde îl pusesem pe altul, oare poți să-i mișc între ei? Și de portar tot n-am. Ia uite-l pe ăsta cât de bun e, Suleiman Duer, Dior, Dior, Dihor. 2, 2, 2, 2, nu. 3500, băi, e mult, mă. Asta tot pe centru e... Luăm unul. Toți sunt pe centru. Luăm pe ăsta și îl punem la portăreală dacă tot... Bam. Yes. Mai adăugăm și un defensiv. Ce găsim și noi? Mai... Așa, mai ieftin și de Doamne ajută să fim mulți antrenori, să fie minte multă. Că, na, trebuie să fie. Ăsta ar fi genial, dar eu vreau ceva defensiv și nu cred că am defensiv. Na, nu mai angajăm nimic atunci. Salut, Eduard! Bine ai revenit și bine ne-am regăsit. Don! E, vrei tu neapărat pe... A, mi-arată defensiva? Ok. Da. A, și ți arată câte stele ar fi ideal să aibă... Mamă, ce chestie mișto! Higher coach, mă. Hai să vedem. Luăm pe ăsta. Pentru defensiv. Așa. Și la atacanți mai luăm un atacant, ce să zic. Un atacant, un ăsta de atac. Ia uite-l. Blan, ieftin, ale. Și așa facem și noi steluțe de alea. Și când ajungem să avem la o goalkeeper 8 steluțe, adică să mai angajăm, că putem să mai angajăm, ia uitați, de ăștia experți. După aceea când mai facem și noi bani, mamă, defensiva e praf. Ce să zic, super. Fix defensiva e praf. Mamă. Câți bani mai avem oare? Ia să vedem când ne arată aici, 20 de mii. Bă, vreau ceva pe defensivă, mă mâncați și gura ta că mă omorâți. N-avem pe defensivă un 3 stele. Ia uite, pe ăsta de 5 stele, de 7 stele, de 14 stele, ești nebun la cap. Dar ăsta e expert, e șmecher. 3500, hai mă să-i mai dăm și lui ăsta și gata. Poliaș Eduard, cu Poliaș, fratele meu. Nu vreau să nască probleme cu Dinamo și cu astea. Nu vreau. Așa, bun.
Ăla băgăm și pe ăsta și am făcut defensiva bună, restul sunt cu câte 3 steluțe. Eu zic că e bine, ne pregătim de viitor. Și hai să vedem cum dăm don. Ok. Acum este ideal și cum mergem mai departe. Unde naiba arată cum pot să merg mai departe, mă? Eu chiar nu înțeleg. Exit? Exit. Ok. Uuu, am ajuns. Am ajuns aici și ia să vedem ce facem. Bun. Bla bla bla. Da. Youth Academy Report, să vedem ce avem la echipă. Friederic, bineînțeles, un neamț la 16 ani în Moldova. Este absolut relevant. Are un potențial aproape nul. Și ce să zic, îl păstrăm aici. Sepulveda din Peru, da, el a venit, s-a mutat aici că în România e mult mai ok decât în Peru. Și de asta, 15 ani, 64-88, are potențial, e foarte înalt, mi se pare extraordinar. Așa, și Mohamed Al-Karni, ăștia mai sunt pe la noi, dar nu din Arabia Saudită și potențial nu are și nu știu ce să zic. La revedere, Mohamed, că ai 17 ani, tati. Du-te și joacă că îți dau băieții tăi acolo în Arabia Saudită o grămadă de bani. Bun. 31 de minute de live. Bun. Perfect. Avem doi portari, e bine. Poliaș, Vision și Expectation. Ia să vedem. La Youth Academy, să vedem. Youth Development, short term. Doi jucători mai mici de 20 de ani. Cu potențial mai mare decât media de vârstă pe care o avem în acea poziție unde va fi jucătorul, de exemplu, CB, trebuie să fie media mai mare, mai ridicată. De ce am ieșit? Așa. Marketing. Păi eu nu... Bă, a, să semnez un crucial din ăsta care să... Pe, așa, midfielder sau dacă pe fundaș, cine dracu cumpără tricouri de fundaș ca să poată să vândă ăștia tricouri. Ok, low, da. N-avem obiective continental, că abia am promovat și obiectivul este salvarea de la retrogradare în realitate. Domestic succes, să terminăm la mijlocul clasamentului și la Cupa Națională să trecem de 16. Bun. Și să vindem doi playeri și să semnăm doi cruciali. Asta e tot pe short term. Și să terminăm tot bugetul echipei. A, păi bine mă că am angajat atunci antrenori, că ne trebuie și antrenori, nu doar jucători la o echipă. Ia să vedem ce e aici. A, scouterii. Ok, trimitem scouterii sau nu. Ia, Dragan Lovrici. 6-3, mamă, ăsta îmi place, dar n-are față. Nu-mi place că n-are față. Ok. 6-5 înălțime, nici ăsta n-are față. Fraților, nu vă e lene să faceți o poză pe bune sau să-i cereți lui ăla un selfie? Băi, alo, am dat 500 de lei pe asta, mă. Filip Doimovici, vreau să-l văd pe ăsta, deși eu aș vrea să ne axăm pe români. Rahmani, sunt doar curios, că nu o să-l luăm de la Rapid, mai ales că e doar semnat, doar ce l-au semnat. Constantin Grameni, bă, îmi place omul ăsta și are 20 de ani și este de viitor. Jovan Markovic, why not? Și să inspectăm. George Grozav, bă, 32 de ani, dar sunt sigur că este mai bun decât tot ce avem. Ok, ăștia ar fi toți jucătorii. Vreau să ne axăm pe români, repet. Și Constantin Roman zice că nu știu ce pe aici, că el pleacă nu știu unde. Cătălin Marcu, român. Adrian Ghirea, toți dă câte 3 stele, ia să vedem dacă angajăm. Avem 900.000 buget și n-avem bani să mai angajăm nimic. E ok cu ce avem, nu? Bun, scout available. Ăsta unde este, mă? În România, ăsta este în Irlanda, da, căutăm.
De ce nu mergem și în Arabia Saudită? Dacă tot căutăm în Irlanda, eu zic să căutăm și în Arabia Saudită. Bă, Bulgaria, bă, pentru că românii noștri au căutat la... Ce, mă? Nu există Bulgaria? Doar Polonia? Să vă fie rușine, mă, fraților. Sau vor face update și ne bagă pe urmă? Hm? Pă bune? Nu există Bulgaria? Da. Haideți să mergem în Portugalia să-l găsim pe noul Camora. Salut, Mădălin! Salut! Acum gata, hai Poliaș! Bravo, mă! Haide, mă, cu Poliaș, mă! Da, mă, hai, du-te acolo! Adrian Gherea, Cătălin Marcu și Constantin Roman. E ok. Și să mergem și noi mai departe să vedem ce se întâmplă. Nimic până acum, o? Ia, standings. Unde suntem noi? Pe 11. Acolo să terminăm măcar anul ăsta. Zic și eu. Băi, doar 900 de mii buget, bă, trebuie să vindem jucători, mă. Să vedem de unde punem la vânzare băieței. Aici la Squad Hub parcă trebuia să fie. De când n-am mai jucat-o nici pe aia la altă, am ales Poliaș, mă, frate. Poliaș, Poliaș. Cea mai slabă echipă din campionat. Am zis să jucăm totuși românește, dar tot cu cea mai slabă, că eu așa sunt. Eu vreau să pornesc de jos, deși Liga 1 nu e jos. O, l-avem pe Silviu Lung, nu mai avem nevoie de Radu vreo 2 ani. Genial, ia să vedem ce contractare, ce alea, alea. 5 ani! Da, decât să ne batem cu de ce ai ales Dinamo, de ce am ales Rapid, FCSB și astea din București, mai bine Poliaș. Așa. Ianțov ăsta 61. Ailenei 59, Ianțov, la revedere. Așa, îl păstrăm pe Ailenei, că-mi place. Ia să vedem ce înălțime are Ailenei. 6, Ianțov 6-3. Asta este ce mai vrei. Și Celeadnic 6-5-63. Ou, și Celeadnic e... cât costă? 250.000 și are salariu, da, 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 3, ținem 3. Ținem 3 că poate jucăm prin Champions League și avem nevoie și de Celeadnic, nu? Nu, dar avem nevoie, dacă îl vindem pe Ianțov, să avem nevoie de Ailenei până crește și de Celeadnic, că uite, e mai bun chiar dacă, na, și 2 ani, na. Bun, Ispas, 64, doar un an contract, eu zic să îi oferim mai mult lui Ispas de un an, pentru că, sigur, este tânăr și va crește. Are potențial, ia să-l vedem. Development plan. A? Analizăm echipa, fraților, așa facem. E stopper, e right back. Ăsta e right back, mă, pe bune? Nu e, e left back. Pun pariu că dă cu stângul, da. Bun. Un pace extraordinar, defending-ul nu este cine știe ce. Salut, Alessio Albu, bine ai venit pe live aici. Physical nu stă bine, dar are viteză bună și vedem că... Ia să vedem noi în cât timp, în 23 de săptămâni ar mai crește. Da, și dacă îl punem să se antreneze pe aici, că viteza are și astea, 12 sau 8, nu înțeleg, ori 12 ori development bonus, nu înțeleg ce e asta cu development bonus, o să vedem ce este. Poți să-mi pui o întrebare, fratele meu, da, bineînțeles. World class cred că am lăsat, da. Da, world class. Ce să joc? UT? Ce e la UT? Nu știu ce e la UT. Pare rău. Deci dacă nu știu ce e la UT, clar că nu știu ce e. N-am jucat sau ceva. Salut, Timotei! Salut și Mario! Ultimate Team! Ah, nu, fratele meu, nu joc eu așa ceva, doamne ferește. Pasta, o las așa să crească defensa la băiat întâi, frate, că mă interesează apărarea. Și vreau să-i prelungesc contractul la băiat, deja intrăm în negociere să vedem. Salut, salut la toată lumea. Cum am făcut rost de el? Am intrat pe store la PlayStation și m-am dus acolo și l-am descărcat, știi? Și după aceea mi-a zis să bag cardul, am plătit 5 milioane și gata. Asta a fost.
Încerc să citesc aici ce zice cineva, cu ce ziceți voi, nu se merită să joci și am dat deja comandă, vine tirul mâine și îmi descarcă în curte. Da. Să sperăm că nu, Eduard, că nu. Păi, ăsta trebuie să luăm și pe Bancu pentru a-l ajuta pe viitor, dar anul ăsta mergem cu el. Așa că îi oferim un rol important, cel puțin ca să înțeleagă că este un jucător important. Pe 3 ani e perfect. Are 1300 de mamă pe săptămână. De lire pe săptămână. Wow. Poate schimbăm moneda aia. Ce e aici? Clauza de reziliere. Acceptăm? Nu vrem. PS4, frate. PS4. Că dacă mai luam și PS5 la 8 dolari făcuți pe YouTube, nu știu dacă merita investiția. Și hai să-i dăm 1500 de lire, nu? Ca să semneze. E tânăr. Nu-i dăm niciun bonus, nimic. Bun. Așa. Șervan, 23 de ani, tânăr, pe câți ani? 3 ani. Bun, avem. Ștefanovici, 21 de ani, Ștefan Ștefanovici, 375.000 pe un an, 58. Bă, nu e... Nu e rău. Nu e rău, dar prea mulți. Dar momentan, na, nu știu ce să zic. N-are față, îl vindem dacă n-are față. Să ne dea cineva pe el 375.000, că suntem fericiți noi. Ia uite, ăsta cât costă? 450.000 și ăsta 1.100.000. Hai că am asigurat bine. Lung este acolo multă vreme și va fi, e perfect, e perfect, e perfect. Dar luăm pe Radu, n-are cum, peste 2, 2, 3 sezoane luăm pe Radu și evoluăm mai repede cu sezoanele astea, o să vedeți că... Catanec, Matia Catanec. Bă, na, ce să zic? Avem nevoie de el, contract pe 3 ani, 61, e înalt. Unde mi-era tă, mă? A, pe ăsta, la altul, nu, pe ăsta. De ce nu mai arată? Băi, ce naiba e aici, mă? Vreau să-mi arate development-ul. Păi și dau R1 și nu mi-arăta. A, aici, așa, 6 înălțime doar. Bă, gamea și picior. Bun, ăsta, 6-1 Samaioa, 27 de ani, mai tinerel. Țincu, 6-1, contract, 3 ani, un an Țincu, nici nu trebuie mai mult. Ilie, 4 ani, 6-2, 63. Bă, e bine, e bine. Salut, le venit să vine, ai venit pe live. Hai mă, că ne strângem ușor, ușor și noi câțiva, mă. Doar că nu o să pot stau mult, mult, că sunt mort de foame. N-am mâncat nimic de dimineață până acum. Am fost plecat toată ziua, da. În fine, o să stăm, o să stăm, că trebuie să stăm. Dar mult, eu ziceam, de 4-5 ore. Da, Belu Iordache, 64, îmi place Belu Iordache, 29 de ani. Este și înalt. Ia să vedem noi, un an doar. Nu. Și are deja 1500, un an. Un an, mă. Martac, 63, 31 de ani. Și cu Adio, 60, 22, dar nu prea mai vreau străini. Mă înțelegeți voi că eu vreau români? Nu știu cine e capitanul, om vedea, e Samaioa. Samaioa e capitanul. La echipă, uite, e mai sus un pic. Cu una, două, trei, înainte de Țincu și între Catanec. Între Catanec și Țincu. Da, da, și ăsta este pe 3 ani, nu știu dacă să-l țin pe Belu Iordache. Haideți să vedem developmentul lui Belu Iordache, dacă îi prelungim sau nu. A, nu. Nu, gata, e ok. Ba chiar... Cred că am putea să luăm niște bani pe Belu Iordache. Ce ziceți, îl păstrăm sau îl dăm? Până atunci, analizăm puțin pe Martac. Sunt buni și străini, da, dar eu aș vrea români. Înțelegeți? Aș vrea români, fraților, să facem cea mai bună echipă românească, gen ce ne-au făcut Becali și ăștia, să nu mai vândă pe Chiriche și pe Nedăcearu și pe toți, ci să-i țină aici, în România, să vadă că și campionatul românesc poate să crească. Mă, scuzați, am băut și eu niște apă. Da.
Ce să zic? Na, nici ăsta nu este cine știe ce. Quadio. Quadio. Să le iau pe Coman. Păi avem 900 de mii de unde să le iau pe Coman. Da, mă, zilul ar fi genial, dar avem 900 de mii, cum ar fi? Eu l-aș lua. Ăsta nu mai crește în sprint speed, deci la revedere. Dacă nu mai crește în sprint speed, n-avem ce face cu el. Îl vendem pe 400 de mii, perfect. Și îl păstrăm pe Belu Iordache și pe Martac. Nu prelungim momentan lui Belu Iordache. Bordeianu, contract pe 3 ani. Ia să vedem ăsta, sunt curios să mai dezvoltă, mai face ceva. Nu cred. Sincer, a rămas pe la 65, iată, de multă vreme. Dar este un jucător care va fi de bază cel puțin 2 ani, zic eu, 2 sezoane. Rareș Brunet, cine e Rareș Brunet? Vașvari, 64, 36 de ani, bă, stau să ne ajute, da, ce? Mama, a semnat pe 4 ani ăsta, să retrage la 40 de ani, îl facem direct antrenor, se poate, oare? Așa, vreau să dai goluri cariera asta, nu ca celălalt. Da, mă, frate, păi am ales tactică tiki-taka, o să jucăm numai tiki-kaka, tiki-kaka, tiki-taka, mă, Barcelona. Eu un român de 17 ani de la Lecce, l-aș lua? Câți bani costă oare? Ia vezi pe Transfermarkt cât costă, că zic eu cât costă în FIFA aici. Deci Rareș Brunet, ok, da. Bun, hai să ne uităm la Iatoba până atunci al nostru, 2 ani, 27 de ani, ok. Marc Ioni, 5 ani, ma, 62, 5 ani. Itu este împrumut. Itu ar fi un mijlocaș bun, zic eu. Poate îl cumpărăm cândva. Cât e o liră sterlină în lei? Păi cam 6 lei, fratele meu. Cam așa. Am uitat să schimb în euro. Că dacă jucăm în România nu mai are relevanță sterlina, dar... Na. De ce? Câte lire, câte milioane de dolari costă Eduard Brunetul ăla? Sau rar, rare și cum îi zice? Așa, Hrib. Alexandru Hrib, 18 ani. 18 ani. Contract pe un an. Development plan, să vedem ce poate Alexandru Hrib. Viteză nu este ceva necesar în postul pe care îl joacă, mai mult decât are, mă refer. Așa. Și în rest trebuie să se dezvolte. În 31 de săptămâni crește greu, crește greu. Stă bine pe dribbling și pe defending destul de ok, dar trebuie să-i găsim. Mamă, dar ce cu bonusul ăsta de se dezvoltă așa de repede? Playmaker, îl facem mai playmaker pe ăsta cât crește mai repede. 700 de mii? Păi aici este, cred că, 1,5 milioane. Îl căutăm. Rareș Brunet, da? După ce analizăm echipa. Oricum n-avem bani să-l cumpărăm decât dacă vindem. Ceva nu este împrumutat. Ok. Robert Ion. Este al nostru pe 4 ani. Ce-mi place Robert Ion. Ion, ce-mi place Robert Ion. Bun. Nu știu ce înălțime are, nu m-am uitat, dar Robert Ion ar trebui să ajute și defensiva, zic eu. Și să vedem dacă putem să facem defensiva. Nu. Nu. Dar într-adevăr aici stă foarte, foarte prost. La viziune, la long pass, short pass, curve, penalty, păi ori ești mijlocaș ofensiv, ori nu mai ești. Așa că trebuie să-l punem undeva unde crește și repede. A, ia uite și asta ar fi mișto. Da. Da. 7 săptămâni. Bun. Mai ai pisica aia pe care ai postat-o pe TikTok? Da, frate, o am. E la mine, dar nu o dădeam afară dacă am luat-o de afară. Vreau să o dau cuiva de încredere, dacă o dau. Dacă nu, asta este, am 3 pisoi. Brazilianul Luis Felipe, să vedem ce poate, contract pe 2 ani, development plan. Sprint speed-ul bunicel, dribbling-ul foarte bun,
passing-ul, așa, ca de brazilian, passing-ul. Nu de alta, dar cunosc. Unul și știu. Da. Așa. Am zis, ce poți joacă? Stați-mă așa că luăm și noi în funcție de unde avem nevoie, fratele meu. Mamă, Toma-i în Oradea. Mamă, mamă. Ești nebun. E greu să ajungem, frate. Aș veni prin Oradea ca să mă plimb și eu, dar totuși nu știu. Da. Ăsta e nasol. Shadow Striker. Să înveți acolo așa. Roman, contract pe 5 ani. O, 29 de ani. Băi, ești nebun. Păi atunci îl vindem pe Felipe, mă. Da, hai să vedem ce poate și Roman. Că Robert Ion are... Da, cum dracu s-o trimit pe un far cu ieri, mă, ești nebun la cap. Ei, da, Alin Roman nu prea. Avem 3 și mijlocași 3 și mijlocași defensiv cred că tot 3. Ok, mi se par mulți. Transfer list, Roman. Și îl păstrăm pe Felipe. Sau îl vinde pe Felipe. LB, Amzer? Păi n-avem noi LB, mă. Avem, bă, are 64, e mai bun decât Amzer. Așa. Antonio Dumitru, bă, culmea pe... Nepotul meu îl cheamă Antonio și pe mine mă cheamă Dumitru și pe el îl cheamă tot Dumitru, bineînțeles. Haideți să-i dăm o șansă lui Antonio și îți doresc, Antonio, să ajungi și tu cel puțin ca Antonio Dumitru de fotbalist. Ăsta la altul pe care l-avem aici. Dacă îmi permiți să-l iau pe Denis Politic, depinde. Depinde. Nu mănâncă șobolanul, frate. E pisică de apartament. Mănâncă boabe speciale, mai scumpe decât mâncarea pe care o mănânc eu aici, nebun la cap. Despre ce vorbim? Un pace foarte bun. La dribbling este foarte, foarte bun. Nu știu ce înălțime are, dar haideți să-l folosim undeva aici, 15 săptămâni, 16, că avem bonus de la support winger. N-ar fi rău niște ball control, niște viziune, niște crossing, da, are nevoie omul. Aici îl băgăm. Momentan. Îi schimbăm noi poziția. Gheorghiță, 20 de ani, Andrei Gheorghiță, 4 ani contract, e perfect. Nu, Dumitru, vreau să-i prelungesc. Dacă am găsit-o pe drum, m-am găsit-o pe drum și mi-a unat pe la toate balcoanele, fratele meu, ca să o fie primită înapoi în casă. Deci un idiot a lăsat-o pe afară sau... Nu știu ce să zic. Să zicem că a plecat ea a sărit pe geam. E un băiețel, un tigru frumos. Mulți miștocari pe aici, mă. Bă, pisica n-a fost creată, mă, de natura asta ca să mănânce șobolani. A, că mănâncă ea și că ajută omenirea, este genial. Un jucător bun ar fi Brunet, că l-am avut la cariera mea cu FCU și a dat 7 goluri în 10 etape. Da, ne uităm și după Brunet. Dar ce joc poate, ce post joacă Brunet? Să-mi spui și mie. Rotație, rotație, mă, da. 4 ani, accept, mă. Câți bani vrei? Fără clauză de revizie. Ăsta e Will Future, ați văzut? Îți dau 750 de mii și îți dau și bonus 750, 750 de lire și bonus la semnătură 1000 ca să scoți pe asta în oraș. Atacant, ok. Dacă e român, îl iau. Îl iau și vând atacantul. Mamă, facem schimb de atacant. Nu mai supăra, mă, dar pisicile n-au fost inventate să mănânce șobolani. Ele ajută omenirea, cum știu ele. Gheorghiță, îmi place Voituș, nu.
Vojtuș vreau să-l, nu știu, să-l dăm pentru Brunet. Da. Îl dăm pe Vojtuș pentru Brunet și îl păstrăm și pe Buș. Că ce Vojtuș 62, dă-te. Puh. Dar pune și polița de vânzări. Te. Mare. N-a fost bun niciodată. Așa. Bun. Acum trebuie să găsim, să punem un scouter aici la Youth Academy. Cum se pune un scouter aici la Youth Academy? Ah, nu știm asta. Transfer, Youth Staff, bă băiatul, hai mă că e simplu, mamă, îl avem pe ciobanul sau ciobotarul, l-ați văzut? E Costel Ciobotaru. Ostea. Bă, în toată str am trei pisici în apartament cu două camere, da? Și mai am și o femeie lângă mine. Deci, în total, suntem cinci persoane, cinci suflete într-un apartament cu două camere. Dar dacă stau așa, are o încăpere aici, două încăpere acolo, cu baia 3, cu holul 4 și cu bucătăria 5, deci e perfect, avem fiecare camera lui dacă stăm să ne gândim așa. Da. Bă, să știți că mai fac și eu mișto, dar sper să nu supărăm pe nimeni. Experiența cred că aduce mai mulți jucători. Așa că îl iau pe ăsta de 2 stele și îl angajez. Și căutăm români. Așa. Nu, deci 2 stea nu și mai ales din Republica Coreea. Mi-ați dat-o la temelie. Și îl trimitem pe Gavril Nicolov în Bulgaria să vină cu bulgari. Da? Că vreau bulgari. Orice poziție bulgar să fie. Și pe Ciobotaru în România. Da, mă, le mai scot în lesă, să știi. Așa. Acum va fi greu că suntem 3 inși cu 2 pisici, înainte eram 2 inși cu 2 pisoi și era totul ok. Pardon, suntem 2 inși cu 3 pisici, am inversat-o puțin. Și pe ciobotarul îl trimitem în România. Și mai angajăm unul pentru Moldova. Ne ducem aici, la țările noastre vecine, mă. Salut, Popovici! Salut, și pe... Mai avem tot 5 scouteri în dă bă aici, de ce nu dă vă 200 de scouteri, bă, că l angajăm pe Covalenco Vitali și îl trimitem în Moldova, acolo unde e periculos pentru toată lumea. Așa. Bun. Am trimis, a câștigat Poli, mamă, sper că am băgat bine la pariuri. De aia nu cred că am băgat eu voluntari Poli, pe bun. Ar fi culme. Transfer hub. Hubul de transferuri este gol. Mama nu vrea și nu suportă pisici. Iar tata are 40. Așa, 50. 50. Search players. Zi-mă cum îl cheamă pe ăla. Eduard Brunet? Rareș parcă. Nu știu de ce tot zic Eduard. L-a propus Eduard. De asta? Ia să vedem. Scriem direct brunete. Mamă, să avem brunete la echipă. Ăsta e negru, ăsta e altul, e brunet. Așa, Alexa, unde ești, fetițo? Brunete cu doi T sau cu un T, mă, că uite, nu mi-apare, mi-apare Bruneli. Nu există, mă. Nu există. Scriem rare și înainte, dar nu cred că există. L-ai văzut tu pe în Italia că ești pasionat să te uiți la anumite echipe. Ba da, mă, este... A, Burnete, bă! Bă, Burnete, bă, băiatule, bă, nu Brunet, bă! Mâncați-a și o gurița ta, Eduarde, bă! Burnete! Burnete, bă! Că de asta nu... Și pe Ilie, pe Rareș Ilie, vreau să-l iau pe Rareș Ilie, ești nebun la cap. Chiar vreau să-l iau pe Rareș Ilie.
Un român de la Lecce, haideți să vedem ce poate. Stop busy. Bravo, ce să zic. Cât are overall-ul? Stați, bă, că nu pot să... Eu să-i recomandă un jocaș de la Bodo Glimt, Patrick Berg. Încerc să iau numai români, Florin. Aș vrea să iau români, fratele meu. Să facem echipa de români. 57? Dacă are 57, atunci îl luăm în locul lui Voituș. 1,78 doar. Ale BS-uri, 6-1 înălțime. Nu ne mai interesează, mă. Hai să-l luăm și să-l schimbăm cu Voituș. Nu? N-ai mai întâlnit așa ceva? La Lebenița am răspuns. Lubenița. N-are atâta de cât are. Bă, spuneți-mi cât are, că eu îl dau pe Voituș de 62, bă. Pentru ăsta. Ok. Spuneți-mi cât are repede, că nu pot să-l văd. Îl dau pe Gheorghiță, care are 20 de ani. N-a, niciun caz. Sergiu Buș, 30 de ani. Și Voituș, Voituș. Oricum e greu să-l găsești. Nu-l găsești. Nu merge mie Transfermarkt-ul ăsta, că dacă mergea Transfermarkt-ul, știam eu cât costă, dar până în 600 de mii, zic eu. Așa că îl propun pe Voituș și dacă răspundeți, repede, 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 știu ce bani să-i mai ofer lui ăsta. Hai să-i dăm și o clauză. Da, doar așa. Asta este pentru Voituș, mă, sau e pentru al Burnete? 3%. Așa. Și mai dăm și... Cred că îi dăm prea mult, mă. Că prea am eu impresia că e 75.000 ăla 50.000. Atâta, a? Cât costă, mă, pe Transfermarkt ăsta, burnet ăsta? Că vă zic eu cât trebuie să-i dau, că știu eu cât trebuie să-i dau. Am un talent de a converti banii din FIFA cu banii adevărați. 700 de mii? Ok. Dacă e 700 de mii, atunci, bă, băiatule, trebuie să oferim și nu avem bani de așa ceva. Dar, fie. Hai să dăm 100. Să sperăm că negociază, dar nu cred. Nu cred, cred că pleacă direct și nu, 600 iau. Și fără Voituș. Bă, bravo. 600 de mii de lire și 3%. E un, n-avem bani, n-avem, suntem player swap, hai să încercăm să vedem dacă putem să dăm ceva. Drăgușin, păi de unde bani de Drăgușin, frate? Îl aș lua, mâine. Acum, ce mâine? Nu merită să fac schimbul ăsta? Oi, dă-l dracu pe Voituș, bă, că nu vreau, n-am nevoie. Luis Felipe. N-am nevoie. Aolo, n-are față, băi, eu nu joc cu ăștia fără față. Nu merită, bă. Iartă-mă, frate, dar nu vreau să joc cu ăștia fără față. Nu-mi place. E urât. Vreau să știu și eu cum arată jucătorul. Uite, măcar pe asta putea să o pună. Nu. Dacă ăștia indexează cumva chestiile astea de la FIFA și văd că eu nu joc fără față, e perfect. Pe Drăgușin mâine l-aș lua, mă, și pe Ionuț Radu și pe Burcă și pe Tănase și pe toți i-aș lua înapoi mâine. Credeți-mă pe cuvânt. Ia să vedem aici. Au venit tără jucători? Ăsta are 9 jucători de pe care cred că i-am și văzut și atâta. Părare și Lie vreau să le iau. Ești nebun. Să cumpăr pe bani? Ce bani, mă, să cumpăr, mă? Ce, mă? Pe Pușcaș? Pe Voma aia? Bă, pe ăla l-a bătut Dumnezeu în cap când i-a căzut mingea, mă. Dacă... A, da, bag un meci, eu aș băga un meci, adică, da, stai să... Cum dracu... Așa, băi, cam asta a fost, nu? Ne uităm la office. Ce dracu să ne uităm la office? La calendar, hai să vedem calendar. Bag un meci azi, cum să nu bag acum?
După ce terminăm analiza, am terminat analiza echipei, am văzut și noi, am încercat să facem un transfer și iată, mâine cred că se extragă chestiile alea. Da, se extrag meciuri de alea, dar avem 3 inboxuri până acum, stați așa. Cumpăr, bă, nu am bani, mă, am 800 de mii, toți banii, 700 de mii. De unde să cumpăr? N-am, frate, bani. A, ăștia cu asistenții au venit, ok. N-am bani, trebuie să vând acum ca să pot să... Știi? Și haideți să facem și noi echipa. Că mie nu-mi place cum este echipa asta așezată. Nu știu, e bun ăsta, a fost un antrenor de la Petroluca, am uitat cum îl cheamă, dar totuși nu e formația cea mai bună. Adică ai tu doi defensivi în teren și nu joci cu doi defensivi în teren, se pare o porcărie. Îi scazi la unul potențialul lui Jatova ăsta, de exemplu. Când tu poți să iau Luis Felipe, iau-te-l. Uite-l, mă. Și este jucător de picior drept. Ia să vedem. Știi să dea centrări? Unde e centrările? Unde e centrările lui? Nu le mai văd. A, 61, 62. Asta este, oricum nu cred că e... Nici Gheorghiță nu cred că e mai bun, ok. Machioni ăsta, CM. Are centrări? N-are. Machioni e CM și poate să joace foarte bine CM. Dar, de ce să joc cu Marchionii când pot să joc cu Cioban? De ce să joc cu Voștuși când pot să joc cu Puși? De ce să joc cu Gheorghiță? Regula Under 21. Să vină fanii de la Poli și peste mine. De ce mă să vină? Să mă felicite. Bun, ăsta are un pic de crossing, n-are curve. Și cu ce picior dă? Tot cu dreptul. Da, poate să o dea frumos. Așa. Bun. Ăsta doar LB. N-avem... și noi... un left midfielder, un mijlocaș stânga n-avem. Itu 66 pace, e cu dreptul. Crossing Ciuciu, Beliu Iordache are un pic. Lung, direct în teren lung, fratele meu, cum dracu să joc cu... A, Ilene i-ar fi regula de 21. Păi lasă-mă că joc cu Gheorghiță, mă, că n-am oricum. Pe cine să bag? Și îl păstrez pe Ailenii, nu știu, pe ăsta. Da. 18 ani. Ștefanovici, ăsta e român, are 21 de ani, deci trebuie să-l băgăm pe aici. Șervan câți ani are? 23, nu mai este pe... Eu n-am nevoie de Ianțov. Nu cred că am nevoie de rezervă de portar. 4-3-3, nu, frate, 4-3-3, că nu am cu cine să joc 4-3-3. Ești nebun la cap. Poate Gheorghiță? Air White. Vezi tu? Dă și el tot cu dreptul. Air White 4-3-3, da, nu zici rău. Da, am doi defensivi, cum îi pun? Hai să încercăm să căutăm. Nu poți să joci 4-3-3 cu doi defensivi. N-ai cum. Decât Faru joacă cu trei defensivi. Trei mijlocași defensivi. Da, și facem echipa și gata, îi dăm drumul la meci, că nu... N-are rost să stăm așa, să... Cam asta ar fi, doar că vreau să fiu sigur că... Joacă cine trebuie pe posturi. Martac, Velu Iordache, ok. Șerban, câți ani are Șerban? 23, regulă n-ar fi. Așa că, în locul Șerban, ăsta. Sau să-l țin eu doar pe Ștefanovici. Ok. Ca să fim siguri că joacă. Cu Adio ar fi regulă, dar na. Și, Dumitru! Ia mă, centrează Dumitru!
Nu centrează, mă, Dumitru. Da, e jucător regulă. Că bănuiesc că trebuie să o păstrăm și noi, nu? Și iese Marchionii din discuție. Da. Că oricum nu avem nevoie de central, că noi jucăm cu doi defensivi și un ofensiv de data asta. Mamă, jocul CAM, vă vine să credeți? Bă, o să ar putea să mai jucăm pe la cariera aia cu Kent. Băi, Mădăline. Salut, salut! Da, păi normal, ești ocupat, băi, Kingule, bă, tu. Chiar vorbeam cu băieții că tu mereu zici, abia aștept următorul live, abia aștept nu știu ce și când colo. Nu ești pe aici. Da, amuzant, ce să zic. Jatoba, e tu poate defensiv? Nu prea poate defensiv, dar era bun e tu. Era bun e tu, bă. Bun. Să-i dăm o șansă lui Dumitru să-l păstrăm pe Gheorghiță rezervă și să-l dăm pe Voituș afară, mă. Eu așa zic. Ia uite, bă. Păc! Gata, mă, asta e echipa. Și pe Gheorghiță îl păstrăm ca rezervă de atacant. Care sper eu să poată și atacant. Are minus 1, dar dă-l încolo, că poate. Aia. Nu, o să fac episoade. Asta live acum că facem echipa pentru prima oară, știi? O să fac episoade, frate, că nu. Bă, nu mai stau să mai dau indicații și toate alea. Eu zic să-i dăm drumul la un meci, nu? N-am făcut transferuri, n-am evoluat nici măcar o zi din echipă până acum. Dar o să fac transferuri. Cu Polia și Alexandru. Zic să dăm drumul la un meci, nu știu, și după aceea să. Așa cum e, să vedem și noi să ne cunoaștem cu gameplay-ul, cu cei dracu să trebuie să ne cunoaștem pe aici. Dacă stăm așa, ia uite. Ia uite, bă, mergem și noi aici să apucăm să dăm cu piciorul minge. Știți? Ce zic? Poliaș, da? S-a înțeles că joc cu poliaș, da? Iar episoade, voi face episoade, frate. Am nevoie de un LM, da, am nevoie neapărat de un LM. Dar, na, ce să facem acum? Nu mă duc la magazin să iau LM. Că data trecută am avut Kent și n-a fost bun. Și n-a ce să zic, vom juca acum cu Johnston ăștia de pe lângă Chesterfield. Am înțeles, știți ce e la LM, nu? Fac așa o aluzie de comparație. E un produs care scoate fum. Bun, și glumesc, bineînțeles, am nevoie, chiar am nevoie de un LM. Băi, ce, te-am pus pe... L-am pus pe Stefanovici pe lista de transferuri? Bă, atât de prost am fost? Cum să cumpăr liber de contract, mă? Semnează, mă, liber de contract. Bă, băiatule. Bă, nu am bani, mă, fraților, mă, am 700 de mii, cum să-l iau pe... Bă, ăla, mă, că... Pe Ștefănescu, eu l-aș lua pe bancu. Și pe Ștefănescu. 700 de mii. 700 de mii de euro, de lire. Ce dracu de unde să... Acum facem bani. Punem și la vânzare și la toate alea. Și după aceea luăm, încercăm să ne întărim cu jucători buni, pe posturi bune. Nu mai, gata, nu mai stăm cu academia, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Ia uite, grozav, ne așteaptă grozav. Vedeți? Ei, să-l băgăm noi aici, ia uite. Mamă, ce, aveam nevoie de un LM? Ia să vedem noi, mă, cât este LM-ul ăsta, mă. LV. LV. Nu ne zice? Ba da, 825 de mii și ei vor... Ma, păi și ce, de unde să-i mai dau salariul dacă îl iau pe ăsta la 825 de mii? Cava și o stat să mai vedem. Îl băgăm așa. Burnet, la revedere, n-ai față, îmi pare rău. Bă, chiar îmi pare rău, Eduard. Dacă te superi, poți să nu te mai uiți. Nu joc fără față, fără poză la față, nu joc. Posta-l vreau. Mamă, 69, 2 milioane 800, sunteți nebun la cap. Papou. Cotofe Papou. Dar nu vreau străin. Nu. Nu. Grozav sau... Cam atât. Da. Să căutăm Grameni 69. Am văzut și Rahmani. 68. Ești nebun la cap. Da. Trebuie să dăm, să facem niște bani. Să luăm... Băi, vreau să caut un LM, mă, până la urmă. Și după aceea îi dăm drumul amici. Da? Nu mai stăm să mai... Scout instruction.
și să-i dăm lui ăsta instrucțiuni. Așa, any. Și attacker. Mă, pe attacker ce să zic că am, dar vreau LM. Orice până una alta. Așa. Și mi-a pus left winger pe bune. Eu vreau LM. Băi, dă-o dreacu de treabă. Ce figuri ai? Ia-l pe ăla de la Botoșan, l-a mai lat. Ce figuri am, mă? Ce figuri am, mă, mucațe și ugurat? Mai lat. Păi n-am bani, mă, de unde să iau, mă? Bă, n-am bani momentan, mă. Ah, da, am luat ale mele, da. Ce să zic, mă, n-am. Dacă și eu sunt figurant. Aici, pe defensivă, sincer să fiu, vreau să caut orice. Am nevoie pe defensivă, să fie și pe defensivă. Deci avem atacant, any position, defensivă, left winger, ce ne trebuie nou. Da, mă, nu iau fără poz. Nu, mă, vorbesc serios, nu-mi place fără poză. Eu tocmai l-am pus... A, de ce l-am pus pe Ștefan Ștefanovici ăla la vânzare? Că n-are poză. N-are față la poză. Vreau să văd și eu cu cine interacționez. Nu vreau să mă joc cu o chestie albă, pe bune. Vorbesc serios. L-am... Uite, eu am pus... Dar în fine, noi să-i dăm drumul la mici, că am zis că facem asta. Nu vreau jucători fără poză. Niciodată, în nicio carieră n-am avut jucători fără poză. Kickoff, rematch, report. Ah, report. Hai să vedem. Așa, și mă ajută cu ceva? Ah, mă ajută. Mi-arată un pic așa defensiv, bla bla bla, ultimele 5 meciuri. Mamă, frumos, da. Așa da, FIFA. Așa da. Primul win. Dacă un jucător 99 potențial și fără poză nu-l iei, nu. Nu-l iau. Nu, îl iau. O să vezi, dacă să urmărești cariera asta, o să vezi. Training session, ia să vedem. Facem training session, bă. Sau nu. Înainte de... Astea. Aolo, nu vreau. Nu mai lăsați-mă cu căcaturile alea. Kick off direct. Play match, tactical view, highlights. Play match, mă, jucăm meciul și noi. Cold, Cătălin, da. Rece ca gheața. Deci echipa noastră este așa. Silviu Lung Junior în poartă. Ispas. Din păcate nu e Rareș. Pe stânga. Samaioa Ilie Martac. Vajvari Bordeanu. Dumitru Ciobanu și Felipe. Iar în față este Sergiu Buș. Nu știu de ce Sergiu Buș mai valorează atât de mult în FIFA. Că în realitate dacă îl căutați pe Transfermarkt. Nu știu ce ai zis, n-am apucat să văd aici Mădăline cu mesajul ăsta retras, dar ce să zic, echipă de play-off, mâncați și gura ta înseamnă că dacă o vezi pe FCSB, da, dacă și asta e echipă de play-off, e forță. Dacă vezi CFR-ul, FCSB-ul și toate astea, ce echipe au, ce de-astea au, mâncava și eu. Ia uite mă, ăsta nu e stadionul nostru, a? Nu, este Europark, bă, noi, aolo, ăsta e stadionul nostru. Ok. Da, exact, FCSB are jucători de 70 plus și nu ne referim la ani, ne jucăm la potențial. Hei, haide! Hap! Bun, mamă, dar merge mingea asta. Mamă, dar dă-i mă în minge. Zici că e de-aia, de nisip. Și nebun la cap. Da, pare mișto. Așa, și să ne ducem. Să ne ducem cu Ciobanu.
cu Ciobanu, numărul 7, Ciobanu, Ciobanu, Ciobanu! Nu înțeleg de ce arată chestia asta pe ecran acolo. Da! Ciobanu! Bun, Ciobanu, bă, de asta eu nu înțeleg de ce Rapid nu-l folosește pe Ciobanu. Dar în fine, mai bine să joace oriunde. E ori clas, mă, mâncați așa o gurată. Așa zicea. Aia e cariera de ori clas, pula mea. O să vezi, că nu schimb nimic. Și nu ies de pe live până când nu vezi. E ori clas, ești nebun la cap. La cap. Au început tărămeciu. Am recuperat. Din nou, mingea este la Ciobanu. Ciobanu încearcă să-l găsească pe Bordeanu. Bordeanu, ca de obicei, nu prea ajunge la minge. El e bun pe recuperări. Vașvari acum, veteranul, încearcă să-l deposedeze pe Clark. Pentru moment reușește, dar aceștia recuperează. Kane, Kane la balon. Phillips acum. Acum este cu ce un ucrainean. Nu știu cum, cu ce chiar Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. Și Silviu Long reține această centrare frumoasă. Cum dacă să joc pe legendarii, mă, vrei să iau bătaie? Stai așa că nu s-a terminat meciul, am dat și eu un gol. Foarte bună pasa lui Gheorghiță, cred că a fost acolo. Ciobanu încearcă să-l găsească pe Luis Felipe. Felipe pasă pentru Sergiu Buș, 2-0! Băi, eu v-am spus că în cariera aia era ceva care nu mă lăsa să joc, frații mei. Înțelegeți? De aceea nu existau rezultate. Dar nu înțelege nimeni că în cariera aia nu eram lăsat să joc. Să vezi ce mi-o face și cariera asta acum. Că mă vede FIFA. Da. Trăiesc periculos. Eu mai citesc și mesajele voastre în timp ce joc. Și laptopul e undeva în lateral. Și na. Bă, n-am dat-o pe asta așa. Dar, hei, bun. Martac, Martac la balon, numărul 2. Să vedem dacă găsește o centrare pentru Luis Felipe. Luis Felipe nu reușește să ajungă la minge pentru că iese Mitov. Harry Kane acum încerca. Glumeam, mă. Dar au și un Kane. Bun. Ciobanu, 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 Ciobanu. Îi fură mămăliga în față, nu știu cine. Dar clar că i-a furat-o. Bun. Avem 2-0, minut 35. O centrare pentru Cuce chiar e Vicky. Foarte bine Ispas. Eu am făcut bine că i-am prelungit lui Ispas, pentru că eram absolut sigur că că e bun Ispas. Da, mă, da, 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 știu ce zici cu carierele astea, care pur și simplu îți pun bețe în roate, nu vor să te lase să joci cu adevărat. Deci, efectiv, este un bug care intră și nu te mai lasă, păi cu Tamorți, echipă tot așa inventată ca Erdington, păi cu Tamorți eu, efectiv, am ajuns în Championship. Bine, la Championship, într-adevăr, s-a cam îngreunat situația. Dar, bă, am ajuns în Championship, bă. Nu știu, în 4 sezoane, ceva de genul. Te-ai dus în offside. De ce te-ai dus în offside? Merge greu. Merge greu-ți mingea. Dar e realist jocul. Vașvari recuperează. Dar, din păcate, îi trimite lui Harry Kane. Acum Clark la balon. Foarte, foarte lentilie. Nu mă așteptam. Silviu Lung iese și, din păcate, iese greșit. Și în prelungiri luăm un gol. Practic anunțat. Da.
Băi, lent, lent Ilie, bă, lent rău de tot. Trebuie să facem ceva, să ținem posesia, să nu mai pierdem mingi din astea, că dacă e atât de lent, va fi foarte greu cu Ilie. Ce, când? La cea veche sau aici? La aici? Acum am intrat pentru prima oară. Ce, dă live-ul de la început, e prima oară când intru în FIFA. Deci s-a descărcat ieri. După ce s-a descărcat, am închis PlayStation-ul pentru că era ora 12 și m-am băgat la somn. Și astăzi am fost cu pisoiul la veterinar. Am fost să-mi fac cumpărăturile, să-mi plătesc datoriile la bănci și toate cele. E prima oară, n-am. Acum am atins FIFA. Și primul meci pe care îl joc, crede-mă pe cuvânt, nu există niciun fel de ascunziș, nimic, nicio setare, n-am făcut nimic, absolut nimic. Dar, într-adevăr, e mai mișto parcă decât 23. Ispas. Samaioa, care nici el nu pare să aibă o viteză mare. Ia uitați, asta cea mai mare viteză a lui Ilie. Și acum mingea la Martac, care încearcă să-l găsească pe Luis Felipe. Luis Felipe este deposedat de Gallagher. Gallagher, ăsta nu n-o fi ăla de la Chelsea și Kane, și pardon, și Kane ăla de la Bayern. Bă, lăsați-mă cu ăștia. Veniți cu toate clonele la mine. Fault, roșu, doi cartonași. Incredibil. Da, e mișto să fie mai realist, că mie oricum nu-mi place pe viteză și pe alea, știi? Când voi mai posta ce? Sebi, că n-am, am pierdut mesajul. Se mișcă foarte frumos, nu știu, îmi place. E, și viteza, oricât de viteză ei da, pare așa realistă. Ăsta a rămas în spate în loc să se ducă ca să mă ajute. Bă, a fost pasă scurtă. Nu se poate așa ceva. Cum suntem furați din nou? Cum suntem furați din nou? Uite cum suntem furați din nou. Bă. S-a întâmplat ceva, mă. Ce? Card pentru Samaioa? Tot dracu. Nu o băgam în seamă, e femeie. Asta îți dă galben și doar pentru că existi. Da, liniștit. Da, mă, clar, normal. Dar nu mai atingem mingea. Am dat noi două goluri, dar gata. Nu prea mai atingem mingea. Bă, și nu se mișcă fundașii ăștia deloc, mâncați-a și o gura ta. Băi, Silviule, te duci de unde ai venit, în Turcia, în Liga a 4. O minge n-a apărat. Iar ăștia deodată au prins viteza ai mei jogging. Da, asta este. 2-2. 3-2. 3-2, mâncați și gura. Spun eu. Nu se mai demarcă nimeni. Totuși, la cât de lent se joacă, cred că pleacă odată. Nu se poate, mi-a luat comanda de dinainte. La cum se mișcă, cred că trebuie să facem repriza de 4 minute cel puțin și să joc și să încep să tai fazele alea care nu vă place vouă, deși mie îmi place maxim chestia asta. Să văd exact jocul. Pentru că, a, nu știu, la fazele alea nu știu cât de realist este, sincer, ce vă dau băieții ăștia vouă acolo. Bravo, Silvile, uite-mă, 3-2. Ce să ții, mă, de ea, mă, ești nebun, nebun. Joacă bine, dar de un ce voi mei nu mai joacă nimic, aia e problema, ce vei, e poliaș. Stai, mă, liniștit, mă, stai, liniștit. Nu tai nimic, nu? Bravo, așa, mai bine. Ce vorbești, măi, e praf lung. Îl dăm pe lung. Ba, pula în el.
Gata, un strigați demisia. Ho, mă, că-i Poli Iași, mă, mâncava și-o gura voastră. Ați văzut, mă, overul la ăștia? Ați văzut overul la ăștia? A? Ia să vedem, mai avem? Ne mai arată overul ca la ale vechi? Ne arată overul, mă, ia să vedem. Ia uite-i, bă, 64 atacantul. Da? Din păcate nu putem să-i vedem viteza și toate astea. Deși era mișto. Să o vedem. Bun, s-a mișcat foarte bine. Chris Kane ăsta, cred că ar trebui să-l luăm pe Kane ăsta. 60, mă? Bă, 60, mă? Ce să mai revin, mă? Nici nu mă gândesc să mai revin. Mă gândesc să fac niște schimbări, să joace și ăștia mici. Gândiți-vă că n-avem mijlocași stânga. Gândiți-vă cât de lenți sunt ai noștri. Așa, 63. Sunt cam de-ai noștri, ia uite, ăsta are 67. Dar în rest sunt cam de-ai noștri. Au și cu Chechea Vichy ăsta. 65, 60. Sunt ca noi, mă. Aia au câte unul răsărit care face diferența. Vedeți ce înseamnă? Ia uite. Ăștia mai răsăriți așa, cam fac diferența, fraților. N-ai ce să zici. Dar e bine că putem să vedem over-ul, frate. Da, Kane a chelit. Și acum ar trebui să... Unde suntem? Așa. Să facem și noi niște schimbări, mă. Bă, cât de lent e Ilie, bă. Vreau să văd cum e posibil așa ceva. Cât de... Sprint speed 67. Du-te, dracu, de aici. Accelerație 54. Păi până ajunge la 67 trebuie să dea 3 ture de teren în cea mai mare viteză a lui, vă, ce aici nebun la cap. Și ăsta la altul sprint speed 58 și accelerație 52. Păi da, asta vă ne prinde pe contraatac, bă, băiatule, bă. Da, 3 minute repriza. Da, asta, bă, băiatule, suntem praf. Hai să vedem pe cine ne sugerează în locul lui Ilie. Păi Jean Toba. Bun. Jean Toba are accelerație 62. Sprint speed 58, cred că e mai bun că are accelerație. Ăsta nu vreau să-mi ia roșu. Catanec. Să joace și Catanec. Și Șerban, toți. Îi schimbăm pe toți, bă, ca să joace toți, că și așa... Da. Ștefanović, da, că vrem să-l vindem. Ăsta în locul lui Martac. În locul lui Vașvari n-avem pe cine, dar îl băgăm pe Itu. Și merge. Gheorghiță să intre și el în locul lui Buș. Ciobanu, care a dat frumos, frumos golul. Așa, și cam ăștia sunt, a? Că din nou FIFA decât 18, deși pe foaia de joc, mai nou, poți să fui 20 de jucători, parcă mi-am adus aminte, 20 și de la anul vor fi 22 din sezonul următor. Pe foaia de joc, numai la noi, 17 jucători, numai la FIFA. 17 jucători, 18 jucători, pe bune? Lăsați-mă să trec pe foaia de joc 20 de jucători, cât e normal. De fapt, cred că a fost anul ăsta, 2022-2023, cu 20 de jucători și la anul ăsta, de sezonul ăsta. Da, e prea puțin 3 minute, într-adevăr. E prea puțin, pentru că merge greu. Da, ce vorbești, mă, lent, mă, mâncați-o și o gură ta. Păi da, stau, mă. Trebuie să ții posesia ca lumea și să joci pe atac. Știi? Da, uite, nici ăsta n-are viteză. Ăla, Felipe, până se demarcă, a pierdut mingea. Ești nebun la cap? Eu voiam să mă întorc cu el și nu știu ce preluare a fost aia și ce a făcut. Că s-a dus mingea. Bun, Jatoba. Recuperează, trimite la Felipe care, dă înapoi pentru că... Bă, deci nu dă în minge, bă, și nu se demarcă. Haide, ai viteză, du-te, e ultima fază, dă-i lui ăsta în spate, bravo, dă-i lui ăsta la altul că se duce... Bă, lui ăsta la altul că se ducea bine, bă, se ducea bine, dar oricum, s-a adus bine și... Bă, cum a sărit mingea aia în poartă, nu putea să intre, bă. Rar găsim cu viteză, da, și înalt. Dar sunt, să știi că sunt. Și înalt și cu viteză. Chiar sunt, fraților. Ha, mă, lasă-mă, puc. Mm.
Na, trebuia să-i chem pe toți în atac. Bă! Ai de-a. S-a terminat, m-am luat. Da, se aude frumos. Sunt scumpi. Da, mă, dai găsim, mă. Stai, mă, că noi o luăm așa ușor. Dar ce m-am pierdut un amical. Vedeți de treabă, mă. Vedeți-vă de treabă că noi. Până când nu ajungem în campionat, nici nu-mi fac griji. Asta este. Așa. Inbox. Ăsta pleacă, Adrian Ghirea se duce în altă țară. M-a sunat cumva Ștefan? Ok. Să-i dai tu un mesaj. Iancov transfer ofer. Oh, ho, ho, ho. Îl luăm pe Haaland, ia uitați-vă. Da, am dat două goluri. Ciobanu mi se pare foarte bun. Genial, sincer. Dar am nevoie. Nu, bă, n-aș vrea să le simulez, bă, că aș vrea și eu să joc, să fac analiză, să... Da, bine, hai, simulez. Iancov, 370.000 de la Ocluj. 400.000 dacă e de la Ocluj. Dar haideți să negociem să vedem cine este antrenor la Ocluj. Aceeași tablă, aceeași poză cu așa, același telefon, aceleași birouri de echipă mică de Liga a 4-a, ca să vedeți nivelul de la noi din Liga 1. Da, mă, le simulez, lasă că important e să luăm jucători, să facem bani și toate cele. Bă, să căutăm un mijlocaș, bă. Stânga. Ce idee mi-a venit. 825.000, ăsta este Ducurești și este așa. Gabriel Simion, CDM, bun. Popadiuc, CAM. Ovidiu Bic, CDM. Dan Nistor, CAM. CAM. Ioan Filip, CDM. Bă, ăștia n-au aripi. Au ăla winger, mă, bă, spuneți-mă și mie că sunt prost. Mamă, Gheorghe, Valentine, ce te-aș lua acum pe tine și te-aș băga în echipă, aoleu. Îl vrem pe Calcan, bă, că n-avem, dacă n-avem, n-avem. Calcan, o fi jucător de picior stâng? Haaland la Poliaș, da, ar fi ceva. Calcan. Și dacă ne-l dă pe Calcan. Ok. Nu mai vrem niciun ban. Că logic, nu? Și ar fi trebuit să ne lase aici, în partea asta, aici, pe mijloc. Să mai adaugi tu niște bani. Salut, Samuel. Să mai adaugi tu, să poți tu să-i dai lui ăsta încă 150.000 și să-l iei pe Calcan. FIFA. Da. Din păcate. Nu. Asta a fost. Na, ce să facem? Încercăm să luăm mijlocaș stânga, că avem nevoie de mijlocaș stânga. Dar dacă pentru Iancov a venit ofertă, atunci putem să ne ducem să luăm pe Calcan? Că am văzut ce de ăsta are. Sau nu știu, ia, search players, nu search players. Ah, bă, dar de ce să dăm banii, mă? Search players, mă, luăm liber de contract. Că suntem în România, luăm liber de contract, mă, nene, așa suntem noi. Reset. Ok. Și punem aici poziții, bă, și ne luăm și noi de ăștia liber de contract de ce vrem, băi, și eu cred că trebuie să ne luăm, fraților, și cum îi spune? Bă, român. Hai să încercăm român. Mm.
aici, mă. România. Încercăm să găsim liber de contract români. Așa. Transfer status free agents. Nu cred că vom găsi. Na, normal. Ai văzut tu mijlocaș lateral în România liber de contract? Eu nu, sincer nu. Release clause, ia să vedem. Calcan. 670. Tu fute-te în gură. Așa, și atunci căutăm orice. La noi ăștia, mijloca și stânga și toate astea, fratele meu, și dreapta și astea sunt vânduți pe bani grei, din câte am văzut eu. Transfer listed, hai să vedem. No player found, pe bune. Au plecat toți mijlocașii români? Sau nu vinde nimeni mijlocași lateral români? Suntem pe bune? Doru Andrei, 20 de ani. Păstă-l iau, mă. Că dar are și lie n-am bani. Haide să vedem câți bani trebuie să-i dăm lui Doru Andrei. Pardon, lui voluntari pe Doru Andrei. Români, vreau români. Români. Bă, cât să fie? 100-200 de mii de dracu de aici. Tineri, bă, tineri, ca să avem tineri în echipă, că mergem cu ea spre Champions League. Îl luăm pe Becali, antrenor, peste 3 zile facem antrenor de la secund pe Becali. Așa. Transfer fee. V-ați abonat și voi, mă, fraților? Abonați-vă și voi. Bun. Hai să încercăm să dăm pe un jucător care nu avem nevoie de el. Unde era ăla, mă? Fullbacks era ăla fără față, mă? Să scăpăm și noi de ăsta. Care e român și n-are față. Potențial, bă, pe viitor, 20 de ani, 280, cam 250 de mii. A, atât ar costa ăsta. Bă, mulțumesc mult de tot că mă ajutați, fraților. Ok, o să-l dăm pe Ștefan Ștefanovici ăsta și mai dăm 100 de mii. Numai să fiu sigur că scap de ăsta fără față. Bun! Și-l iau și pe Doru Andrei. Nu contează, mă, cât are. Dă cu piciorul drept. Futu-s gura mătii să-ți fut. Vreau cu piciorul stâng. Hai că are 4 stele și îl învățăm. Puh! Cum, bă? Cum să dai cu piciorul drept tu fiind mijlocat stânga? Bine, e bine să dai și cu piciorul drept fiind mijlocat stânga, dar totuși nu știm nimic despre ce salariu vrea. Eu vreau să dau centrări cu el, bă. Că nu trage ăsta de la jumate, n-ai văzut cum se mișcă mingea aia. Bun. Dar e tânăr. E tânăr. Rotation, că poate mai luăm unul. Ronaldo e cam winger, bă, nu prea e LM. E LM? La FIFA? N-am jucat cu Ronaldo niciodată, nu știu cum e. N-am jucat nici împotriva lui Ronaldo, cred că. Important, ok, vrea important, omul înseamnă că vrea să joace, totul ok, cred că mă aștept la un over de 58-59. Contract pe 4 ani, de ce pe 4 ani? Pe 5, e păcat. Era lămâmă, ăsta Ronaldo, nu era Elv White? Le vede ăla? Da. Ok. Fără clauză de reziliere. Și vrea pentru goluri. Bă, ăsta chiar parcă a dat un gol mișto, mă. Mă vrei mult, mă. Mult. Bonus de semnătură e mult. Îți dau așa. Ca să am de unde să-ți cresc. Și la goluri. La 10 goluri îți dau 10.000.
numai să mi le dai. Dacă îmi dai 10 goluri, nu 10.100, 10.000, bă. 6.400 cu singur bonus de 7.500, mamă. A crescut, mă? Ia, mă, să mă uit și eu aici. Deci eu i-am propus 700... Băi, stai, mă. 850, 700... Stai, mă. Dau un pic în spate să văd ce i-am propus eu. 750... Deci și cât cerea, mă? Ok, eu dau puțin în spate pe live să văd cât cerea. Și nebun la cap. 857.800 și 5.700. Și acum... Stai, mă, pe loc. 850, 7800 și 5700 și acum 6400 și 7500 și în cele mai multe și prost la cap. What the fuck? Îți dau 750, 7500 și la 5 goluri 7500 și cu asta basta, du-te dracu de aici. Da bine, tensiunea e mică. 850 și singur... Păi am ajuns bine, mă, băiatule, mă. Te-am adus unde vreau eu, mă. Deși bonus de semnătură și de astea nu trebuia, trebuia mai degrabă goluri. E bine, mă. E bine, mă. 3900. Vrei 3500? 3500 și 800. N-avem bani, fraților, trebuie să negociem la sânge. N-avem bani. Fii atent, dă-i bonusul mai mare că dă goluri mai... și la goluri mai puțin. De ce? 850, 3900. Îți dau 3750, fiecare 100 de dolari pentru mine contează. Bonusul mai mare și la goluri mai puțin. Da, dar de ce? Vedeți, bă, ăsta... Ronaldo era L wide, da? Nu era left midfielder. De asta juca el cu dreptul. Eu joc cu... Da, înțelegi? A venit! A venit, ia uite-l, mă, ce frumos e, mă. Ia uite-l pe ăsta cum se uită la el. Bun. Andrei Doru, primul transfer, reprezintă viitorul Politehnica Iași. Will Future, bă, băieților. Viziune, viziune. Sunt curios cât ce 60. Mai bine decât bine. Da. Mai bine decât bine, eh? E bine? Nu e. E decent, bai. Da, bă, dar are 20 de ani. Bine, și eu am dat unul de 18, da. Ce mai contează? Eu zic că e bun. Da, chiar Ronaldo, da, într-adevăr, e atacant și stângaci, pula mea. Da. Și să-l luăm și pe ăsta, mă? N-avem bani, fraților. N-avem bani să-l luăm. Da, Angelo Cocian. Nu-l luăm și pe ăsta, că gata. Doru Andrei, trebuie să joace. Andreea Scalcan e prea scump. Ion Gheorghe. N-avem noi bani. Rare și Lie, Valentin Mihail, vise, tată. Robert Marian Popescu, 6-2 înălțime, picior drept. Tot așa. Da, hai să-l scouterim. Gata, acum avem, da, trebuie să scouterim. Și Mihailă nu înțeleg de ce nu mi-arată ce pot, ce de asta are și rare și lie, dar în fine. Așa, și pe ăsta să-l vedem. Și pe ăsta. Și pe Călcan l-am văzut, avea 64, parcă. Era bun, era bun. Bă, nu Ronaldo e stânga, ci eu zic că poziția. Air White este de stângaci. Da, Air White. Dar RMU nu este de stângaci, e de dreptaci, bossule. Așa zic eu. Acum fiecare cum gândești. Pentru că Air White este un atacant stânga, frații mei. Haideți să ne mai uităm ce mai trebuie prin echipă. Că dacă avansăm așa și trecem peste meciuri fără să luăm ce trebuie, nu este bine.
Squad Hub! Squad Hub! Bă! Ăsta vreau să-l pun pe lista de vânzare. Voi ce ziceți? Mie mi s-a părut praf. Aoleu, chiar l-am pus. Din greșeală! Din greșeală! O lăsăm? Că nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut, bă, praf. Remove, dar totuși. Cât luăm pe el? 675.000 pentru un jucător gratis de contract. Am putea face bani frumoși. Lasă-mă să-i mai dăm o șansă, mă. Da, corect. Iancov pleacă, Ailenei se antrenează, are contract, este înalt din câte știu. Da, 6, nu este. În fine, asta este. Development plan. A crescut băiatul. 71 over totuși, dar n-a apărat nimic. Bine, și fundașii. Ca fundași. 22 de săptămâni, greu crești, băi, tată, bă, greu. Greu, bă. 17, 22, 17, mai bine las să crească total. 5 săptămâni, mi-e tot aia. Pe cine prefer eu, pe Messi sau Ronaldo? Bă, în opinia mea aș pune pe Messi în dreapta și pe Ronaldo în stânga. Simplu. Și pe... zi-mă că s-a retras. Mamă ce, Ibrahimovic în față. Atacant. Da. Ca portar l-aș pune pe... ce portar? Mamă. Se pun de ăștia și din retragere, dar facem asta altă dată, în alt episod, na? Că stau să mă gândesc că în timp ce eu trebuie să analizez echipa. Bun, deci avem 2 așa, 1, 2, 3, 4, da, sunt praf, toți, vai de capul meu, ăsta ce pei suave, țâncu. 43, mâncați așa o gurata. Bă, bă, păi orice facem aici, am. Catanic, Catanic. 45. Ia duceți-vă toți, vă, că iau tineri. Îl iau pe ăla de la Rapid, ziceți-mi repede cum îl cheamă. Dă nu-l joacă. Îl cumpăr pe ăla. Belu Erdachie 11 luni, nu știu ce să zic, bă, cu Belu. Dar nu prea. Nu știu. Am face bani frumoși cu Belu Erdachie. Sau putem să-l dăm la schimb, dar la Rapid nu... Transfer list, bă, bani să avem să cumpărăm, mă. Îl păstrăm pe Coadio. Că n-avem pe urma a doua rezervă. Nu din Dream Team sau da ce? N-am, eu văd doar o parte din mesaje, frații mei. Așa, Bordeanu-l vreau la echipă, Vajvari săracu, nu mă gândesc la Pace. Totuși este mai bun decât al celor mai tineri de mai sus. Jatoba am zis că are și, da, a jucat parcă fundaș, da, central. Doru Andrei, 81 Pace, mâncați-o și gurița ta. Olioleo, Cârjean, Cătălin Cârjean, tu știi câți bani costă? Și împrumut la Rapid, nu pot să-l iau. Chiar n-am cum. Poate pe fratisul, care joacă la Oțel. Cred că-i fratisul. Bun, s-a oprit din crescut la câteva, la balance, la shot power, la long shots, dar stă foarte bine. În rest poate să crească și la sprint speed. Ok. That's not a problem for me. Ah, ați văzut, mă, că știu și engleză. Dar aici am nevoie ca tu să știi să centrezi. Și să-mi faci și weak foot. Cum fac eu să-mi faci tu și weak foot și să centrezi? Da. La sol moment. Mișto colivă. Te-am luat de urgență, asta este. Acum joacă aici, așa. Fast skills moves și vedem. Așa.
Cumpără-mă pe mine că am card în FIFA. Cine ești și mă tu în FIFA? Mădălin cum? Ce aleg între Messi? Da, mă, eu am înțeles, mă, că ce aleg între Messi și Ronaldo. Dar tu n-auzi ce am zis eu? Messi în dreapta, Ronaldo în stânga. Simplu. Nu pot să aleg niciunul dintre ei. Sunt perfecți acolo, da? Ibrahimovic în față, Iniesta, Xavi, Dani Alves, Marcelo, Ramos și cu... Nu știu. Ei... Să vedem cine este cel mai mare acum. Van Dijk, zic eu. Da, da, cum ești trecut. Hai zic cum ești, că te cumpăr. La ce echipă joci? În realitate. Dai card aici. Vorbesc serios, nu... Întreb așa prostii. Bă, Hrib, credeți că are vreo șansă, mă? Eu nu cred. Bun. Schimb, aș vrea să-l achiziționăm de tot pe ăsta, dacă om putea. Delegate to buy. Mamă, da, da, o să fie ceva. Hmm? Care o fi valoarea lui? Da, aș vrea să-l luăm, dar lasă-l nu acum, când avem bani. Acum trebuie să ne... Că el oricum e al nostru, poate pe final de an să-l luăm. La... Și tu joci la fece cu Jasca? Da, mă știu. Tu joci la Aloni Shooting, cât știu eu. La FCSB pe bancă, mă? Mădălin, și mai cum mă te găsesc? Îmi... Da. Eu întreb. Eu răspund. Ăsta-i pus pe lista de transferuri. Bun. Luis Felipe... S-a descurcat. Cât de cât. Dumitriu... Trebuie să înveți să dea centrări. Poate reușim să-l facem... Air wide. Știți voi? Air White, pardon, Erme. Gheorghiță, săracu, a făcut tot ce a putut. Dar aș vrea să-l fac striker pe Gheorghiță. Mi-am dat seama, mă, că face mișto ce ai, ești nebun la cap. Doar că, na, nu știi dintr-un mișto cum apare unul aici care se uită Florinel Coman, știi cum zic? La echipă, că zic eu, că... Dacă știi cum zic. A? Să uită Hagi și zice, bă, tu joci bine FIFA, hai să... 31 de săptămâni ca să fie atacant. Bravo! Păi, da, ce central nu știi să dai. Ce vrei, bă, tu să joci, bă, băiatule? Că... Mijlocaș central, nu. El vrea să joace... Da. N-ar fi rău, dar viziune, ciuciu... Poase, ciuciu, șuturi lungi, ciuciu, ce te fac eu pe tine? Ăsta l-aș face. 31 de săptămâni, cât ar însemna? Destul de mult. 6 luni. Bam. Lasă-mă că jucăm cu central forward. Nu-i problemă. Jucăm cu vârf fals. De ăla. Așa. Bun. Cam asta este echipa. Să sperăm că vindem. Să sperăm. Am pus câțiva pe lista de vânzări. Trebuie să trecem, să-i dăm simulare la încă un meci. Poate vine vreo ofertă, ceva, vreo chestie. Bă, m-am prins, mă, că glumești. Dar nu se știe, mă, poate vine Hagi aici, mă. Și uite, să-l învăț fotbal. New training plan, bla, 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 added. Ok. Ăsta este... Fericit că rămâne sau nu se știe sau bla bla bla. Așa te vând eu pe tine pe bama mulți. Catanic îmi pare rău, dar nu-mi place. Nu-mi place. Și acum ar trebui să căutăm. Ha ha ha, fundaș, bă. Ce dracu, bă, stăm așa și ne... Bag un meci imediat, să mai bag un meci. Păi n-a zis, mă, că să-l simulez. Cine a zis să-l simulez? Dar nu mai am timp, că trebuie să fac și altceva. Din păcate. Adică mult timp nu mai am să mai stau. Îmi pare rău. Aș mai sta. Poate mâine, dar eu aș zice să fac un episod mai degrabă. Ionuț Andreas, 23 de ani, 6'4 înălțime. Oare în cât timp vine scouter? 16 zile, nu, nene.
Nu, nene, nu. Shortlist în viu, un transfer hub direct, aprobași tu bai și gata cu asta, cu asta. Cum să simulezi? Păi, fui, a zis, bă, să simulezi, bă. Nu? Bine. Nu simulez. Mai bine bag două meciuri mâine. Da. Un episod direct. Bam, bam. Da. La 4 minute repriza, da? Toată lumea e ok? Bă, mă bucur că am strâns o comunitate care nu vrea să simulăm și să jucăm faze de alea, mă. Bravo, bă, băieți, bravo. Sunteți superbi, sunteți extraordinari. Mă bucur. Noi întinerim echipa aici cu orice jucător de ăștia, vai de capul lui. Nu vreau să te termine. Nu, dar a zis cineva să simulăm celelalte meciuri de pregătire. De asta. Răzvan Țâncu, 35 de ani. Da. Ia să încercăm. Post pe post. Să vedem. Și mai vor 36.015% din clauza de transfer. Bă, nu știu cum să zic, dar e convenabil pe 25.000 și clauza de transfer ți-o las, că oricum dacă e bun nu ți-l vând. Blană, ne-am luat fundaș de 23 de ani, frații mei. 23 de ani. Eu asta încerc să fac, să întineresc frumos echipa, să creștem, să... Na, ce să faci cu Catanec și cu... Haideți să vedem despre ce salariu vorbim la Andreas. Facem echipă frumoasă, fraților, dar trebuie să începem ușurel. Întâi să înțelegem că nu avem bani, da? Că banii se fac greu, că probabil vom termina în play-out, dar progresăm ușor, ușor. Și ajungem la Ionuț Radu, ajungem la Drăgușin, ajungem la Denis Drăguș, la adăștea, știți voi? Înțelegeți ce să zic? Dar cu tineri faci treabă, nu cu bătrânia de 36 de ani care nu-ți mai aleargă pe teren. Păi prefer să l-am pe ăsta cu 52 overall. Nu vreau clauză de reziliere. Prefer să l-am pe ăsta cu 52 overall și să-mi alerge ca lumea după ăla care prinsese viteză, decât să am unul care are 60 și ceva overall și el... Te stai vă puțin, dă-mi baston nou. Bă, apropo, că meriți tu moderator și ce să faci ca moderator, n-am înțeles, nu știu ce e asta. Dar, ca idee, cineva care face 1000 mă și atât. Cineva care face de-astea thumbnail-uri pe aici și vrea să se ocupe? Bun, a vrut 1000. Cred că avea 500 de euro salariul la ăștia. Ce faci ca moderator? În primul rând zi asta, dar repede, repede, repede. Și dacă e cineva care vrea să facă thumbnail-urile. Și atunci avem de ce să punem moderatori și toate cele. Ia uite-l mă pe Andreas. Gata. Hai să vedem. Să vedem. Dacă l-au luat pe ăla de 35, e clar că e și 25.000. E B. O, nota B. Ah. Păi ce mă, vezi pe cineva să-mi jure pe aici? 58. Perfect. 58. Păi ăsta crește mă în curând. Marius Antoche nu, Benga nu. Ăștia bătrâni nu vreau, burcă, voi, mâncați și curăt. Stai cu minte. Stai cu minte că te frigi. Denis Ciobotariu. Bă, dar liber de contractoare ori fi, mă? Elian Cristea, Cristian Dobozi. 6-1 înălțime. Cristian Dobozi. Oh. Totuși. Nu luăm chiar așa. Ui, lo, 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 lo. Al meu o să fii, mă, superbule. Marco Ekman, da. Ah, de ce nu pot să-l scăutăresc? Ar fi ceva. Ea are 22 de ani. E român. Denis Ziafer. Da. Virgil Ghiță, am cam auzit și de ăsta.
Nu pot să-ți cautăresc, mă, mâncava și eu curat. George Gogescu, poftim, pe ăsta-l luam. Dar, oricum, FIFA ar trebui să introducă chestia aia, să mai crească în înălțime, să îmbătrânească jucătorii, știi? Chestii de-astea. Ricardo Grigore, Valerica Găman, Paul Iacob, oh. Ilie Matei n-are față. Pă bune, mă? Atât de nesimțiți sunt ăștia de la FIFA? Iuraș Ciuc n-are față. Bă, o poză, mă, de pe Facebook o luai, mă. Pașcanu. Bă, Pașcanu n-are față, vă, mâncai, vă, și o gura voastră. Bă, Pașcanu, bă, rus liber de contract! Nu pot să cred, ce țăiască, stai liniștit, viu și direct îl luăm pe rus, ești nebun. Am înțeles, am înțeles, bine mă dă. Mamă, ce fundaș luăm, Doamne ajută să vină. Rus, bă, băieți, bă, rus. Gratis. Champions League, să vină Real Madrid. Crucial. 5 ani pentru rus. 3 ani, acceptăm. Da, acceptam și cu clauză de reziliere, nu era problemă. 2800? Bă, dacă lasă-mă cu aparițiile astea, mă, fratele, urimă, bonus, du-te dracu aici și îți dau 2800, îți dau și 28.000, da. Te dracu cu aparițiile tale. Și nici nu mi-a cerut prea mult. Bă, băiatule. 25.000. Și ești al meu. Blană, bă, l-am luat pe rus. Nu mai stăm la prezentare, bă, că suntem ocupați cu transferuri, cu fundași, cu de-astea. Zine overall-ul. 67, 48, cât e? 60 ceva, sigur. 68, olă, ce fundaș avem, națională, bă, băiatule, bă. Națională, bă, băiatule, bă, și putem să-l vindem și pe Ilie și pe... N-are rost să-l păstrăm pe Ilie dacă mai găsim unul de ăsta free. Bogdan Radcovițan nu e rău. Hai să-l luăm pe Săpunaru, că e bun să stea pe bar. Alin Șironi și Bogdan Țăru, cam atâta, cam atâta a fost. Aș vrea totuși să... Nu pot să văd cât este Bogdan Racovițan. Da, în fine. Pițian, na. E bătrânel. Pașcanul l-aș vrea, dar are clauză de reziliere de 5 milioane. Despre ce vorbim? 62? Ce vorbești? Haideți să mai căutăm jucători liberi de contract români. Eu zic că asta trebuie să facem. Nu l-am găsit și eu pe Rareș ăla, sau cum îl cheamă pe ăla de la Rapid, mă. Așa că o să caut echipa Rapid. E tinerel, dar mi se pare că a plecat. Căutați voi pe Transfermarkt și o fi revenit Transfermarkt. Bă, cum îl cheamă, mă? E bun, mă. A plecat împrumut, nu știu ce a făcut. Anul trecut a prins și el câteva minute. Tânăr. Ia să vedem. Nu mai am baterie la laptop. Oh. Și o caut Transfermarkt și mi-afișează flash score. Bă, băiatule, bă. Hai să căutăm any români free agent. Hă? Costelene, extraordinar. 5-6. Jucător de picior drept. 17 ani. Singurul liber de contract. Și îl vrea Craiova. Băi, băiatul. Bă, nu merge pe Transfermarktul, bă, nu merge Transfermarktul la mine. Da. 10 zile să-l ia Craiova dacă e așa de... N-are niciun face. Mă, de ce? Ce nu înțeleg, mă? Eni. Păpune?
Nu mai există jucători? Atât de doriți sunt jucătorii români? Dar nu mai există jucători români? Liber de contract? Du-te, dracu, că pe asta nu cred. Nu zice nimeni, mă, pe ăla de la Rapidul, cum îl cheamă. Ștefan Mușat, uite, un portar care ar merita o șansă. Răzvan Udrea? Nu știu ce să zic. Nu știu, dar Ștefan Mușat am auzit despre el. Haideți să vedem dacă putem să-l luăm. Pardon, remove și dăm așa. Pentru că, de ce nu, să ai portar tineri. Dar numai când avem bani acum, lasă-l acolo. Avem portar. Și Udrea vreau să văd cum este. Așa că vor fi scouteriți în curând. Ăla era de împrumut. Păi cred că pot să iau și pe gratis, dar n-am ce, îi țin pe bară. Transfer listed, ia să vedem. E bun pe înălțime, da. George Cârjan, iată, fratele lui Cătălin Cârjan, cel mai probabil. Și Bolgrădean pentru transfer. A, ce să faci cu ăștia? Să zici, surca. Clauză de reziliere, haide să vedem. 20 de ani, Alexandru Blindar, nu știm nimic despre el, pentru că, din păcate, nu avem scouteri. Radu Boboc, un right back impresionant, în opinia mea. Sunt absolut... Bodișteanu, mi-a zis cineva de Bodișteanu, bravo, îl băgăm aici. Îi scouterim pe toți, vedem cât au ăștia tineri. Răzvan Creț, LV, 17 ani. Stamina 57-67, accelerație 58-68, agilitate. Sprint speed, ok. Reacții, ok, cât de cât. Dribbling, vrem mai multe despre el. Wow. Wow. Super șmecher. Left back, sunteți nebun la cap? Ce echipă o să facem? Dragomir îl știu, are în jur de 53-54. A jucat la Sep și a mai fost, parcă l-am împrumut la nu știu cine. Eduard Danilă ar trebui, dar n-are față, nu-mi place. Deși e, știi, super mișto, dar n-are față. Și nu iau. Băi, nu e bani de coman, mă, că n-ai bani de coman. Are clauză de zile de 3.700.000, ăsta 240.000. N-aș da 240.000, ăsta 1.100.000. Înțelegeți, noi ne uităm aici, 380.000, Blindar. Vedeți? 1.400.000 Boboc, adică... Na, pe ăsta ni-l permitem, poate, în momentul ăsta. Pe Creț, Răzvan Creț, care n-ar fi rău, că mi se pare că, da, na, în fine, avem momentan. N-are rost să dăm banii dacă avem, aia zic. Andrei Dragu. Iată, clauză de reziliere, frumos. George Dragomir l-am băgat, l-am băgat și pe el. Răzvan Creț l-am băgat, l-am băgat. Mario Enache, nu că e mic de înălțime. Îmi pare rău, fratele meu, dacă te uiți. Cât e comand? 3.700.000 clauza de reziliere. Valentin Gheorghe, 1.800.000. Mâncați-a și o gura ta. Eduard Florescu, CM, un alt ponicel, alea, 1.150.000 a pus Botoșani, mâncați-a și o gura voastră. Gorcea, 1.300.000, Dragoș Grigore, 340.000, așa, Matei Ilie, CB, 340.000, n-are față, Hoffman, 1.300.000, 970.000, ăsta, ne uităm la toate clauzele de reziliere care există, Iuraș Ciuc, 490.000, n-are față, da, Marta care clauze de reziliere, deci poate să-l cumpere oricine, oricând, wow, trebuie să ne uităm la chestiile astea. Mihai Alexandru, un CDM foarte mișto. Da, 2 milioane mâncava și gura voastră. Da. Un CDM bom, mișto, bombă, băiat. Dar nu joacă că... Na, trebuie să joace alții pe care vrea să-i vândă. Merloi, foarte bun. De luat în calcul. Mitriță, nu. Mulțumesc. Cristian Mihai, CDM, 590.000. 59 înălțime. Să zicem. Dinu Moldovan, nu? Olimpiu Moruțan,
Nu. Ăsta 1.700.000, Cristian Neguț 1.250.000. Uhuhu. Da? Floriniță 500.000, Daniel Oancea 1.000.000. De unde sumele astea, mâncava și o gura voastră? 5 milioane Pașcanu, dar tot să-și-l bag aici să-l am. Pentru că echipa asta va fi o echipă mare. Oteliță 1.450.000. Mamă, ce prețuri. Denis Politic 1.300.000. Bă, cred că e bun. Trebuie să-i scouterim pe toți ăștia să vedem cât valorează și să vedem ce bani facem până la finalul anului. Ăsta e înalt, Robert Popa mi se pare bun și mai ales că strânge experiență. Uite, o potaie, Nicolas Popescu 690.000, el valorează 100.000 forțat, că e fisul lui Nicolas Popescu în realitate, pe bune. Adică e, da, în fine, îl luăm în calcul că e tânăr și e înalt. Andrei Rațiu, viitorul nostru fundaș dreapta, alături de Cristian Manea și de mulți alții de ăștia buni. Denis Rența, să-l urmărim. Urmărim acum, o să urmărim ce putem noi să facem și ce vor veni. Bă, și ce mișto o să fie, pe bune. Relu Stoian nu vreau. Că trebuie să aibă și oțelul în portar. Totuși. David Vraciu, 1.200.000. Păi ăștia, aul, nu. Remove, n-are față. Mă scuzați. Chiar vă rog să mă scuzați. Băi, fraților, trebuie să ies, din păcate. Chiar trebuie să ies. Și nu mai. Nu jucăm că e meci. Și nu mai am timp să mai joc. Mi-a făcut mare plăcere. Haideți să vedem aceste două mesaje. Da, va trebui să facem și planuri de antrenament și toate cele. Nu o să le fac, nu o să le fac cu voi așa, ca să nu pierdem timpul. Două meciuri pe episod, 4 minute de repriza. Întregi, exact cum vă doriți. Mă bucur că vă doriți treaba asta. O să fac antrenamentele eu și toate astea aici, să mă plictisesc eu singur și o să vă arăt ceea ce e mișto de arătat. Bine? Vă mulțumesc foarte, foarte mult. 12 persoane vizionează acest stream, inclusiv acum. Nu mă așteptam, nu știu dacă am avut vreodată 12 persoane care să se uite la mine. Hai, pace, v-am pupat. Nu știu cum să opresc ăsta, om vedea. Hai, pa, pa. Bă, s-a oprit? Nu s-a oprit. Sigur nu s-a oprit. S-a oprit? Cum opresc ăsta? Nu s-a oprit. Sigur nu s-a oprit. Cum opresc ăsta? What the fuck?